Deja de 10 ani de zile duc o luptă crâncenă pentru arii de pământ pe care îi dețin doar în acte. Unul dintre agenții economici susține că din anul 2004 achită la primărie pentru 5 ari de pământ, însă nu se poate folosi de ei. Aceasta se datorează faptului agentul economic vecin și-a extins teritoriul până la ei, însă achită doar pentru 16 ani de pământ pe care îi deține în acte. Ei au fost înaintea noastră activat și au avut proprietatea pământului, adică în folosință au avut tot. Deoarece am apărut noi, primăria o dat la jumate, adică ne-au împărțit mie și are ei 16 ani. Doamna nici din 10 ani de zile, nici până azi nu înțelege care e teritoria ei, cu tot că ne-a stăruit de atâtea ori, dar eu am plătit aici de 5 ani, 10 ani de zile, dar nu i-am folosit din cauza că e de câte ori vine să facă delimitarea terenului, e făcea concerte, străgasere la bătaie, cuvinte murdare și la primar și îi rupe toate hârtiile. Pe când celălalt agent economic susține că el este cel care păgubește în toată situația aceasta, deoarece în anul 2000 i-a procurat clădirea cu acte în regulă și ei nu aveau dreptul să-i vândă acel teren de 5 ani. Eu am început să scriu plângeri. Am scris la Cancelarea de Stat, am scris la președintele Raionului, am scris, pe tot locul am scris. Am așteptat să fie răspuns. Răspunsul din unde a venit, din unde a venit, am atacat în judecată. Și din 2004 mă aflu în proces de judecată, la care nu este o hotărâre irevocabilă. Reprezentanții de la primărie încearcă de 10 ani să explice agentului economic Melnic că terenul aferent aparține primăriei și după hotărârea Consiliului Sătesc s-a făcut delimitarea teritoriului, iar cei 5 ari de pământ îi revin doamnei Zaporojan. Pământul aparține administrației publice locale, aparține și dat, a fost dat la doamna în folosință. Da? Doamna nu vrea să înțeleagă chestia asta și e susține că e proprietatea ei privată și nu e dată în folosință. Dar e dată în folosință și deoarece Consiliul Sătesc, din puternicirea Consiliului Sătesc, ca să facă delimitarea. Și au făcut delimitarea teritoriului conform, s-au împărțit în, nu în jumătate, dar i-au dat o bucată de teren și doamnei Zaporojan ca să dezvolte. Reprezentanții administrației locale susțin că doamna Melnic activează fără autorizație de la primărie, fără autorizație de la Centrul de Sănătate Publică, lucrează peste timpul limită, comercializează băuturi alcoolice minorilor, precum și petrol în sticlă, și comite multe alte încălcări, însă pentru toate acestea se alege numai cu amendă și nimeni nu ia măsuri mai drastice.